Bună, bine ai venit sau revenit pe acest canal. Eu sunt Nicoleta, consilier în dezvoltarea personală și spirituală, iar iată că astăzi vorbim în acest prim video, pentru că vor fi trei, da? Vorbim despre relațiile karmice, în al doilea despre relațiile cu sufletele pereche și în al treilea relația de suflete gemene. Deci iată să revenim la relația de suflete karmice, relația karmică, toxică, care e dureroasă, da? O să extrag trei cărți din Înțelepciunea Oracolului, iată aici, și să vedem care este vibe-ul lunii septembrie, iată, pentru relațiile karmice, da? Uite, deja au căzut două cărticele, să vedem a treia care este. Facem ceva rapid, așa. M-au inspirat fetele, am terminat aseară seria a treia a cursului Puterea secretă a magiei feminine, seria a treia, am terminat-o aseară și am extras câte o carte pentru fete și de aceea m-au inspirat și am decis să fac această serie de trei videouri. Hai să vedem cărțile. Ca și o concluzie, vai ce frumos! Este o durere aici, Never Ending Story, o poveste care nu se termină, da? Așa și arată relația karmică, da? E ca și când tu stai în mental, în frământări, te frământi, stai mai mult în cap, în emoții negative, da? Deci nu îți accesezi inima, adică iubirea, compasiunea sau celălalt, da? 3 și cu 7, 10, deci este o încheiere cum ar veni acestei situații și știți că luna plină de ieri a fost pentru încheierea karmei. Următoarea carte este Unfinished Symphony, o simfonie care nu se termină, așa se simte această relație karmică, da? Ca ceva care nu se termină, da? Este acolo ceva care e pe o muzică care nu se mai termină, dar următoarele trei cărți, pentru că am vrut să extrag trei, dar au căzut cinci, următoarele cărți ne arată soluția și iată, prima carte pe soluție este Vindecarea. Vindecarea, da? Aici spune Mending, vindecarea și se vede o fată și un băiat, da? Relația karmică care trebuie să aibă acest proces de vindecare, da? De obicei, femeia intră în procesul de vindecare. Eu asta fac prin activitatea mea, lucrez cu femeile. Bărbatul nu trebuie să se implice prea mult în acest proces, ci femeia are această treabă de curățat emoțional, în primul rând în ea, da? Apoi toată realitatea ei se schimbă. Altă carte ce a venit după această vindecare, deci următorul pas, cum ar veni, este fericirea. Ia uitați-vă ce frumoasă carte este asta, da? Fericirea, 26, 8, iată numărul infinitului, da? Deci dacă facem acest proces de vindecare, da? În această relație karmică, apare fericirea, acea stare de bine, da? Te simți bine tu în viața ta și atunci când accesezi starea de bine, totul se realiniază în viața ta, inclusiv partenerul. Și ia uite ce carte ultimă frumoasă, iarăși cu numărul 8, este cartea Flăcărilor Gemene, de fapt, aici. Deci, Loyal Heart. Există loialitate, deci la nivel de suflet este acolo o conexiune profundă. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fii în planul fizic-material împreună, ci pur și simplu la nivel sufletesc există și va exista întotdeauna acea conexiune, dar pentru că iubirea nu-i de ajuns în unele relații, da? Deci, ca și concluzie, oricum trebuie vindecare, că rămâi în această relație sau nu, trebuie vindecarea aceasta emoțională a femeii, a energiei feminine. Noi asta lucrăm la curs, da? Asta pot să fac pentru tine și în consiliere. Putem să avem o ședință de jumătate de oră, de o oră. O să las aici în descriere detaliile pentru ședințe care au în aceste 3 zile, deci până 3 zile, până luni la 12 noaptea, au reducere de 30% cine vrea. Și o să las și link pentru curs, că este un curs fantastic. Să vedeți acolo descrierea, pagina de prezentare a cursului. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să-mi lăsați un feedback dacă v-a plăcut această interpretare a cărților de oracol, această prezentare și dacă doriți să mai fac, mi-ar plăcea să știu și vă îmbrățișez.